La 31 octombrie 2008, o persoană necunoscută sau un grup de persoane necunoscute sub nume de cod, Sato și Nakamoto, au lansat o monedă descentralizată digitală, numită Bitcoin. Fiind un sistem de numerare electronic pe ertopir, de la egal la egal. Pe data de 3 ianuarie 2009, a fost lansat ca software open source, care a dus la introducerea unui sistem nou de monedă digitală. Descentralizată, fără a avea la bază o autoritate anume, cum ar fi o bancă sau alți intermediari. Bitcoin vine de la cuvântul bit din limba engleză care înseamnă unitate de informație binară și cuvântul coin care înseamnă monedă. Bitcoin, BTC, a fost creat pentru a asigura protecția investițiilor și finanțarea liberă a afacerilor. fără a face apel la instituții financiare și în afară oricărei constrângeri și reglementări. Bitcoin a fost prima criptomonedă de succes din lume care a fost lansată după decenii de muncă și studii în domeniul criptografiei și punk, după 4,5 decenii, grupul sau persoana numită Satoshi Nakamoto, care a rămas până în ziua de azi necunoscută, a început să scrie codul pentru noul sistem digital de numerar care a fost ca un vârf de lance și care a dus ca în anul 2008 să fie lansată celebra Cartea Albă și în anul 2009 lansarea celei mai faimoase rețele. Cei mai buni criptografii din lume printre care Halfini, Nix Zabo, Weidai și Adam Beck, au fost acuzați ca potențiali Santos Hinaka Mota sau care avea legături sau ar fi implicați în acest proiect. Dar nu s-a putut nimic demonstra. Până la jumătatea anului 2010, mai mulți dezvoltatori axați pe Bitcoin au colaborat cu Santos și, și înainte de a părăsi proiectul în anul 2011. El a autorizat de asemenea arhive de emailuri și postări despre următorul Bitcoin, apoi a predat controlul depozitului de cod sursă. Bitcoin a fost conceput ca să poată fi transferat rapid și sigur către oricine are un cont Bitcoin oriunde în lume, fără să aibă nevoie de permisiune sau de a plăti taxe. Spre deosebire de majoritatea monedelor, Bitcoin nu se bazează pe încrederea într-un emitent central. Bitcoin se folosește de o bază de date distribuită peste nodurile unei rețele de la egal la egal pe ertopir. Pentru a inventaria tranzacțiile și se folosește de criptografie pentru a furniza funcții de bază pentru securitate cum ar fi. Asigurarea că bitcoinii nu pot fi cheltuiți decât de cel care îi deține și doar o singură dată, construcția monedei bitcoin, permite deținerea și transferul anonim de valoare. Bitcoinii pot fi salvați pe un computer personal, sub forma unui fișier portofel sau pot fi stocați cu un serviciu de portofel al unei terțe părți iar în ambele cazuri bitcoani pot fi trimiși prin intermediul internetului oricărei persoane cu o adresă bitcoin. Bitcoin este divizat în 100 de milioane de satoshi sau sați. Ca și numerarul fizic, vă permite să plătiți, să transferați instantaneu. Bitcoin funcționează ca numerar electronic. Făcând acest proces fără granițe la scară globală, ca o monedă universală. Caracterul său unicoud este. Un bitcoin este divizibil cu 8 zecimale. Unități pentru cantități mai mici de bitcoin sunt milibitcoina, bc, egală cu 1 din 1000 bitcoin, și satosh, care este cea mai mică divizie posibilă și numită în semn de omagiu adus creatorului Bitcoin, reprezentând unul din 100 de milioane, 100 de milioane, Bitcoin. 100 de mii de satoshis sunt un BTC. Topologia de la egal la egal și lipsa unei administrații centrale, fac nefezabil ca o autoritate, un guvern, ec, să manipuleze valoarea bitcoinului sau să introducă inflație prin producerea lor. Cum funcționează tranzacțiile cu bitcoin? Ca și tranzacțiile cu numeral, Bitcoin este ținut în portofele, într-o versiune digitală. Un portofel Bitcoin funcționează ca un cont bancar, stocând fonduri și oferind posibilitatea de a tranzacționa cu alte conturi, numite adrese, în rețeaua de la egal la egal. Aceste adrese permit trimiterea de fonduri dintr-un portofel în altul. La fel cum sunt transferurile, numai că sunt trimise de la un cont la altul fiind securizate, utilizând un sistem de criptografie cu cheie publică și privată. Transferul de sume între conturile publice folosește cheile criptografice publice pentru a confirma tranzacțiile și a preveni dubla cheltuire. Cheia publică se utilizează pentru criptarea unui text, care apoi nu poate fi decodificat decât folosind cheia privată corespunzătoare. Sistemul Bitcoin funcționează pe baza unei rețele pe ertopir și a criptografiei asimetrice. Criptografia asimetrică utilizează o pereche de chei asimetrice, publică și privată. Termenul de asimetric provine de la utilizarea de chei diferite pentru a îndeplini două funcții opuse, criptare și decriptare, fiecare fiind inversul celeilalte. Cheia privată se utilizează la decriptarea textului cifrat și pentru crearea unei semnături digitale. Un text creat cu cheia privată a emițătorului îl poate verifica oricine. Prin acces la cheia publică corespunzătoare, astfel asigurându-se autenticitatea mesajului. Principiile sistemului sunt descrise în referatul din 2008 al lui Sato și Nakamoto. Bitcoin folosește algoritmul SHA-256 ca protocol de proof of work. Această cheie trebuie ținută secret de către utilizator și nu trebuie divulgată sau spusă la cineva. Utilizatorii pot accesa portofelul Bitcoin, pot introduce adresa publică a destinatarului, iar apoi portofelul folosește semnătura digitală. Cu cheie privată pentru a autoriza tranzacția și este difuzat în rețea pentru procesare. Inițial, tranzacțiile sunt verificate și ținute într-o stare în așteptare în ceea ce se numește mempul. În așteptarea confirmării. Apoi, aproximativ la fiecare 10 minute, acestea sunt confirmate într-un bloc de tranzacții și împreună blocurile formează blockchain Bitcoin. Lanțul de blocuri reprezintă un registru public comun pe care se bazează întreaga rețea Bitcoin. Toate tranzacțiile confirmate sunt incluse în lanțul de blocuri. În acest fel, portofelele Bitcoin pot calcula soldurile ce pot fi cheltuite și tranzacțiile noi pot fi verificate că implică Bitcoin și plătitorul îi deține. Integritatea și ordinea cronologică a lanțului de blocuri sunt împuternicite de criptografie. Fiecare nod de computer din rețea are o copie identică a registrului Bitcoin, înregistrând public toate tranzacțiile sub pseudonim, făcând constant comparație între registre pentru a se asigura că se potrivesc și păstrează o înregistrare permanentă a tranzacțiilor anterioare, pentru a demonstra ce adrese dețin cantitatea de Bitcoin. Cu blockchain-ul Bitcoin, străinii pot tranzacționa în întreaga lume, fără a fi nevoie de o terță parte costisitoare. Toți oamenii de pe glob, indiferent că minează Bitcoin sau nu pot vedea în timp real toate tranzacțiile cu această monedă care au loc. Asta înseamnă că nimeni nu poate trișa. Sigur, oameni care vor să înșele sistemul vor exista întotdeauna. Dar pentru a sparge un blockchain, este nevoie să se preia controlul la peste 51% din nodurile de minerii. Blockchain-ul mai oferă un avantaj extraordinar, acela de a nu oferi date private despre cei care generează tranzacții. Bitcoin este o inovație 0 la 1, ceea ce face ca banii digitali transferabili de la egal la egal să fie cu adevărat posibili pentru prima dată în ceea ce reprezintă un avans tehnologic major care a fost de mai mult de 10 ori îmbunătățit față de ceea ce a venit înainte. O inovație suplimentară este întotdeauna imposibilă cu Bitcoin pentru că va avea ca rezultat o furcă a codului Bitcoin, permițând să se nască o criptomonedă complet nouă care se bazează pe Bitcoin, dar care nu poate fi niciodată cu adevărat Bitcoin. Oferta totală de Bitcoin este limitată de software-ul său la maximum 21 de milioane BTC. Bitcoin nu a fost preminat. Deci nu s-au creat sau distribuit Bitcoin-uri înainte ca acesta să devină disponibil publicului. Noi monede Bitcoin sunt eliberate încet în rețea printr-un proces numit mining, unde nodurile speciale de minerit din rețeaua Bitcoin sunt recompensate pentru furnizarea puterii de calcul pentru procesarea tranzacțiilor în așteptare în blocuri care sunt adăugate cu succes la blockchain. La lansarea Bitcoin, acea recompensă a minerului a fost de 50 de Bitcoin pe bloc, un număr care se reduce în timp. Deci va dura până în jurul anului 2140 pentru ca toate cele 21 de milioane de Bitcoin să fie extrase. Pe măsură ce recompensa se diminuează în timp, distribuția este încărcată frontal. Ceea ce înseamnă că actuala sursă de circulație este de aproximativ 18,6 milioane de bitcoin. Procesul de minerit bitcoin implică o mulțime de oameni și companii specializate situate în întreaga lume, și creează valoarea de bază a Bitcoin. Înjumătățirea Bitcoin, sau halvening, este un proces cu ajutorul căruia, recompensele blocului minerului sunt reduse în timp. La fiecare 210.000 de blocuri care sunt exploatate. Sau aproximativ la fiecare patru ani, recompensa este redusă la jumătate, ceea ce înseamnă că noua aprovizionare zilnică de bitcoin adăugată în rețea în fiecare zi este redusă la jumătate. Ultimul eveniment de înjumătățire a Bitcoin și al treilea în istoria Bitcoin a fost pe 11 mai 2020, recompensa blocului fiind redusă de la 12,5 Bitcoin pe bloc la 6,25. Următoarea înjumătățire este în prezent în curs pentru martie 2024. Când cea de a 32-a înjumătățire este completă, proiectată pentru 2140, recompensa va ajunge de la 0,00000001 00 BTC la 0. Atunci nu vor mai fi create noi monede Bitcoin, iar oferta totală de 21 de milioane BTC va fi atinsă. În acel moment, minerii de Bitcoin se vor baza doar pe taxele de tranzacționare în rețea pentru a-și compensa puterea de calcul. Ei bine, iată cam care ar fi printre cele mai importante avantaje pe care le are Bitcoin și, automat, motivul pentru care valoarea lui este atât de mare la data scrierii articolului. Bitcoin oferă un mijloc de plată care este controlat de către o rețea descentralizată. Moneda nu este afectată de decizii politice, de inflație și nu este controlată de către guvern. Transacțiile cu toate că pot fi observate în timp real de către toți doritori, sunt anonime, sunt protejate identitățile celor care vând sau cumpără Bitcoin. Criptomonedele nu pot fi furate decât dacă cineva are acces la portofelul tău electronic. Cum ecuația matematică de generare Bitcoin este greu de descifrat. Numărul de monede a rămas relativ scăzut comparativ cu celelalte criptoapărute ulterior, fapt care face ca valoarea Bitcoin-lor să fie mai mare. Bitcoin este prima monedă virtuală care a apărut pe piață și este și normal să fie cea mai căutată. PayPal a anunțat că acceptă achiziția de criptomonedă prin platforma lor. Dezavantajele care le are Bitcoin. Nu poți anula tranzacțiile, cum o tranzacție cu Bitcoin este împărțită în mii de segmente, acestea odată trimise nu mai pot fi anulate. Dacă din greșeală ai plătit un BTC în loc de 0,1 BTC, banii sunt ca și pierduți dacă beneficiarul nu vrea să ți returneze încep să fie tot mai utilizate pe piața neagră, datorită faptului că cel care generează o tranzacție nu poate fi identificat, tot mai mulți infractori ajung să folosească Bitcoin. Pentru a primi banii ce provin din surse ilicite. Valoarea este dată strict de cererea din piață. Bitcoin nu are o valoare intrinsecă, așa cum se întâmplă în cazul acțiunilor sau a aurului. Dacă deodată cererea ar scădea, cursul Bitcoin ar pica și el. Riscul de a pierde toată investiția, probabil cel mai mare risc la care se expun cei care investesc în criptomonede este de a pierde toții banii pe care i-au investit. Cum alegi un portofel Bitcoin? Portofelele hardware sau portofelele reci, cum ar fi Ledger și Trezor, oferă cea mai sigură opțiune cu stocare offline și backup. Portofelele hardware pot avea nevoie de mai multă învățare și sunt totuși o opțiune mai scumpă. De aceea, acestea pot fi mai potrivite pentru stocarea unor cantități mai mari de Bitcoin. Pentru utilizatorii mai experimentați, o alternativă ar fi portofelele și schimburile online pe web care sunt gratuit și ușor de utilizat. Având în același timp posibilitatea de a fi utilizabile pe orice dispozitiv cu un browser web. Dar acestea sunt numite portofele fierbinți, hot wallets și mai puțin sigure decât alternativele hardware sau software. Când s-a lansat Bitcoin, cei care erau dornici să mineze Efectiv porneau un software pe computer și își începeau munca, dar cu trecerea timpului totul a evoluat și acum pentru extragerea Bitcoin nu există decât o opțiune. Să achiziționați dispozitivul numit Application Specific Integrated Circuit, mai simplu ASIC. Aceste dispozitive au apărut cam în 2013 și se foloseau numai pentru extragerea Bitcoin și în momentul apariției au făcut ca celelalte dispozitive să devină cu mult depășite și inutile. La ora actuală, cu procesoare comune CPU sau GPU mai avansate, nu mai puteți mina Bitcoin pentru că ritmul de extragere este foarte lent și ați pierde foarte mult timp. Ați consuma multă energie și asta înseamnă nerentabilitate, dar puteți mina alte criptomonezi. În momentul când au apărut asicurile. Dispozitivul AMD 7970 genera 800 de milioane de hash pe secundă și acum un dispozitiv mediu ASEI ce generează 100 de trilioane de hash pe secundă, deci are o diferență de 125.000 de, de ori mai mare. Și rata de hash și este o măsură importantă a performanței pentru dispozitivele de minare. Aceste dispozitive ce sunt mai performante sau mai puțin performante, dar și si costurile sunt pe măsura fiecăruia. Înainte de a achiziționa un dispozitiv, Trebuie luat în calcul locația de unde se minează, pentru că prețul la energia electrică variază și în special în zonele urbane, unde este foarte ridicat și minatul nu acoperă costurile. Profitul și alegerea hardware-ului nu sunt suficiente și mai trebuie luat în calcul și condițiile pieței, precum și prezența altor mineri. În momentul în care pe piață, prețurile sunt în creștere, bull market. Cei mai mulți mineri de bitcoin, datorită câștigurilor, investesc cumpărând dispozitive de minat și atunci ei sunt mai puțin eficienți, deci generează mai puțin bitcoin. Astfel se ajunge la un punct în care ei câștigă mai puțin decât cheltuie pe electricitate și astfel sunt nevoiți să renunțe, lăsând loc altora să câștige mai mult Bitcoin, când piața este în scădere, bear market. Lucrurile stau altfel. Veniturile scad până minerii singuri se hotărăsc să își oprească dispozitivele, pentru că costul minării devine mult mai mare decât câștigul. Minerii mereu trebuie să ia în calcul varianta cea mai bună între locație și hardware pentru a ieși în câștig. Pentru a calcula venitul din minat pe o zi, trebuie introduse valorile fixe care sunt timpul în care s-a minat un bloc, care este de 10 min per bloc, 6 blocuri pe oră și 144 blocuri pe zi sau le ei de site-uri web ca blockchain, com sau coinmetrics, din venitul care îl ai. Scazi și consumul de energie, care îl calculezi așa, câți KW s-au consumat într-o oră, înmulțit cu 24 de ore și rezultatul se înmulțește cu costul per KW și astfel vezi profitul. Cu toate că se găsesc mai greu decât plăcile grafice obișnuite, persoanele care doresc pot achiziționa asicuri, direct de la producătorii, care acceptă sau din magazine. Atenție! Asicurile se găsesc cu sau fără sursă de alimentare, în funcție de producător. Ca să fie configurate, mai întâi se conectează printr-un cablu Ethernet și apoi se accesează adresa IP locală. Cu ajutorul unui browser web. Mai întâi trebuie să vă creați un cont la un mining pool ca să puteți primi informațiile de conectare la serverele sale. Apoi accesați configurările web ale asicului și treceți informațiile de conectare ale pulului cât și informațiile contului și se poate începe activitatea de minerit. Înainte de a începe să montați una asei ce documentați-vă cât suportă instalația electrică a locației unde vă aflați pentru că dispozitivul ASIC este un mare consumator și dacă rețeaua electrică este supra-solicitată poate duce la întreruperi, scurt circuite sau incendii. Media de viață Pană să fie considerate vechi, este de ca virgulă 4 ani și ca să poată funcționa la parametri normali, periodic trebuie curățate de praf și alte impurități. Deci, înainte de a începe să minați BTC, trebuie să calculați bine că această activitate are și avantaje și dezavantaje. Până în februarie 2011, Bitcoin era 0 dolar, din acest moment el a fost la egalitate BTC egal 1 dolar și după doar câteva luni o monedă BTC egal 10 dolar. La începutul anului 2013 valoarea BTC atinsese 100 dolari și la sfârșitul acelui așa an, bătea spre 600 dolari. Apoi timp de aproape 3 ani a avut creșteri și descreșteri, în 2014 a scăzut la 310 dolari în 2015 a urcat puțin la 360 dolari, în 2016 a atins 1000 dolari și cam pe la finele anului 2017 atingea frumoasa sumă de 19.000 dolari. Apoi în 2018 a avut oscilația a coborât la 3.809 dolari iar a urcat în 2019 la 12.000 de dolari, în 2020 a urcat la 28.000 de dolari, în 2021 a urcat la 35.000 de dolari și în acest an a avut un vârf de aproape 65.000 de dolari. A suferit o scădere progresivă și acum cu greu se menține puțin peste 20.000 de dolari. Cred că v-a fost utilă această prezentare. Ca să dați un like și să vă abonați la canal și dacă doriți să și distribuiți. Vă mulțumesc! Următorul videoclip va fi despre.